După scopul comunicării, enunțurile pot fi asertive atunci când se redă o informație sau o constatare. De exemplu, oamenii se așează la masa de lucru. Observăm că semnul de punctuație, prin care se încheie un enunț asertiv, este punctul. Enunțuri interrogative. Când se cere o informație, ce scrie acolo? Și observăm semnul de punctuație specific, ce anume semnul întrebării. Enunțuri imperative. Când se exprimă o poruncă, o interdicție, un îndemn sau o rugăminte. Scrie mai frumos. Nu scoate capul pe fereastră. Hai la teatru. Te rog, vino mai devreme. În toate aceste enunțuri, observați prezența semnului exclamări. Nu în ultimul rând, există și enunțuri exclamative atunci când se exprimă o stare afectivă. Am să-i arăt eu Olguței. Este un exemplu pentru un enunț care exprimă nemulțumirea vorbitorului. Sau, ce flori frumoase ați cules! Enunț din care reiese admirația celui care vorbește. Enunțul poate fi o propoziție sau o frază. Propoziția este o comunicare cu un singur predicat. Fraza este o comunicare alcătuită din două sau mai multe propoziții. Numărul propozițiilor dintr-o frază este dat de numărul predicatelor. După aspect, propoziția este afirmativă, copiii își pregătesc lecțiile, sau negativă, Dănuț nu a citit această carte. Și observați că eu am îngroșat adverbul de negație nu, care trebuie să fie așezat lângă verbul predicat. După alcătuire, propoziția este simplă, când este alcătuită din predicat și subiect, copiii citesc. Și aici observăm că predicatul este exprimat prin verbul predicativ citesc, iar subiectul este exprimat prin substantivul comun copii. Propoziția dezvoltată este alcătuită din predicat, subiect și alte părți de propoziție. Copiii citesc de o săptămână aceeași carte. Ce observăm în această propoziție? Prezența predicatului, citesc, exprimat prin verb predicativ, prezența subiectului copiii, exprimat prin substantiv, dar pe lângă subiect și predicat, noi mai avem un circumstanțial de timp, de când citesc, de o săptămână, sau un complement direct, ce citesc, carte. Și pentru că am terminat prima parte a acestei prezentări, care a fost o parte teoretică, zic să pornim în a exersa ceea ce am recapitulat, valorificând un fragment dintr-un text extrem de interesant, care se numește Cititorul din peșteră, de Rui Zinc. Întâi de toate, haideți să citim cu mare atenție textul. Tu cunoști Biblia? Sigur că o cunosc. Colosul și-a încruntat fruntea. Tu nu? Da, nu, vreau să spun o cunosc, dar nu o cunosc. Rău. Ai citit-o sau n-ai citit-o? De citit, chiar citit, nu. Nu citiți? Atunci ce faceți? Cum vă petreceți timpul? Păi, se dau multe jocuri la televizor, mai sunt concursurile și novelele. Cititul înseamnă să faci lucrurile să se întâmple în capul tău. Nu să stai să te zgâiești la un perete vorbitor. Monstrul a lăsat să-i cadă lăboaia pe jos, spulberând prin aer o sumedenie de oase. Poate să pară același lucru, băiete, dar este exact contrar. Asta e bună.
acesta a fost fragmentul propus. Și acum, haideți încet să pornim în a rezolva cerințele. Sfatul meu este să aveți pregătit un caiet și un pix și să vă notați răspunsuri pentru fiecare cerință și apoi împreună vom face o verificare să vedem dacă, sau vă veți verifica singur să vedeți dacă ați răspuns sau nu corect. Prima cerință. Vă cere să identificați predicatele din enunțuri. Vreau să spun o cunosc, dar nu o cunosc. Enunțul este propoziție sau frază? Explică. Și pentru că este o cerință nu foarte dificilă și cred că deja v-ați dat seama cu toții de răspunsul corect, o să citim și varianta de răspuns posibil pe care l-am notat eu. Predicatele enunțului sunt: vreau să spun, cunosc și nu cunosc. Enunțul este o frază deoarece conține mai multe predicate. Următorul exercițiu. Vă cere să selectați din text câte un enunț asertiv, interrogativ și exclamativ. Textul îl aveți în fața voastră, vă las foarte puțin timp, măcar să le identificați. Răspunsul la această întrebare este următorul. Un exemplu de enunț asertiv. Colosul și-a încruntat fruntea. Un enunț interrogativ. Ai citit-o sau n-ai citit-o? Și un enunț exclamativ. Nu citiți? Următorul exercițiu vă cere să transcrieți din text o propoziție afirmativă și una negativă. Mă întorc la text și vă las foarte puțin timp să identificați cele două tipuri de propoziții care vă sunt cerute. Un răspuns posibil la această întrebare este următorul. Propoziția afirmativă. Tu cunoști Biblia? Și propoziție negativă. Acum aproape nimeni nu mai citește. Următorul exercițiu vă cere să transformați primul enunț al textului într-o propoziție simplă. Ne întoarcem iarăși la text și identificăm primul enunț al textului. Tu cunoști Biblia? Pentru a transforma acest enunț din propoziție dezvoltată în propoziție simplă, trebuie să renunțăm la părțile secundare de propoziție. Răspunsul corect la această întrebare este tu. Tu cunoști? Deci am renunțat la substantivul propriu Biblia, care este un complement direct. Următoarea cerință vă cere să alcătuiți o propoziție negativă, una afirmativă și una dezvoltată despre carte. Cu siguranță și voi puteți să creați propoziții extraordinar de frumoase despre rostul și frumusețea cărților. O variantă de răspuns v-am oferit și eu și aceasta sună în felul următor. Propoziție afirmativă. Cărțile sunt prieteni tăcuți, dar siguri. Propoziție negativă, cărțile nu se învechesc niciodată. Și propoziție dezvoltată, cărțile traversează timpul pe aripi invizibile. Următoarea cerință vă cere să selectați o replică în care este redată ezitarea. Ce semne de punctuație s-au folosit? Explică folosirea acestor semne de punctuație. Ne întoarcem la text și vă las câteva momente să identificați un enunț în care a
apare ezitarea unui personaj. Din nou, un posibil răspuns este următor. Ezitarea este redată în replică. Da, nu vreau să spun o cunosc, dar nu o cunosc. Ce observăm? S-au folosit punctele de suspensie pentru a accentua pauza la nivelul discursului personajului care nu știe exact ce să răspundă. Următorul exercițiu vă cere să precizați ce sentimente se exprimă în enunțul. Asta e bună! Ne întoarcem puțin la text pentru a identifica enunțul în context. Poate să pară același lucru, băiete, dar este exact contrariu. Asta e bună. Observăm că enunțul se termină cu semnul exclamării, iar un răspuns la această cerință este următor. Enunțul citat exprimă ușoara indignare pe care o simte personajul care încearcă să-l convingă pe interlocutorul său de frumusețea lecturii. Acest sentiment este marcat prin folosirea semnului exclamări. Ultima cerință vă cere să precizați rolul virgulelor în secvența subliniată în text. Ne întoarcem iarăși la text și identificăm secvența subliniată. Poate să pară același lucru, băiete, dar este exact contrariu. Ce observăm? Observăm că virgulele sunt așezate înaintea și după substantivul băiete, care are aspectul unei strigări. Și atunci, răspunsul corect la această întrebare este că virgulele izolează o strigare de restul enunțului. Cea de-a doua etapă a întâlnirii noastre s-a încheiat, urmează cea de-a treia, care este de fapt o etapă a muncii individuale. Noi vă propunem ca temă pentru acasă, temă pe care apoi o puteți duce sau o puteți trimite profesorului vostru de la clasă, o compunere. Cerința este următoarea. Sigur, ai un personaj preferat. Alcătuiește un text de minimum 80 de cuvinte în care să prezinți colegilor acest personaj. Vei integra propoziții simple și dezvoltate, afirmative și negative, asertive, interrogative, imperative și exclamative. Subliniază câte una din fiecare. Recomandarea noastră este să încercați să folosiți creioane de culoare diferită pentru a sublinia toate aceste tipuri de propoziții ca să înțelegeți și să rețineți și mai ușor diversitatea propozițiilor pe care le-am recapitulat astăzi. Până data viitoare, echipa noastră vă urează multă sănătate și succes la școală. La revedere! Tu mi-ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României.
Bonjour. Bonjour, bonjour mes chers élèves. Je m'appelle Marta Negraia et je suis votre professeur de français d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans notre classe de français et mon premier conseil est souriez et restez calme. Notre leçon s'appelle décrire une personne et se décrire, c'est-à-dire on apprend à décrire une personne et faire un autoportrait. Donc le titre décrire une personne, se décrire, c'est un sujet qui s'encadre dans le thème l'enfant et son milieu. Lecția noastră de astăzi se numește a descrie o persoană și a se descrie. Deci, a face o descriere cuiva, aș face propria descriere, autoportretul. La clasă, notre clasă e de septième, deuxième langue de travail. Les compétences spécifiques visées sont identifier les traits particuliers des personnes, de certaines descriptions physiques ou morales données. Décrire simplement une personne ou un personnage en employant des adjectifs qualificatifs. Deci, trebuie să învățăm să identificăm câteva trăsături specifice din anumite descrieri fizice sau morale deja indicate. Să descriem într-o manieră simplă un personaj, o persoană, utilizând adjective calificative și să redactăm scurte mesaje despre noi înșine și despre ceilalți. Donc, rédiger de courts messages simples sur nous-mêmes ou sur soi-même ou sur les autres. Je vous propose, mes chers élèves, un exercice d'observation. Il y a quelques personnes ou personnages à deviner. Vă propun un scurt exercițiu de observație prin identificarea unei persoane, a unui personaj din cele indicate. Voilà, il s'agit de l'identification selon un message audiovisuel. Voilà, je vous présente trois variantes. Dans la première image, par exemple, je peux la décrire. Elle est une actrice, elle est blonde, elle sourit, voilà. Qui est-ce? Elle est Marilyn Monroe. En ce qui concerne la deuxième image, il s'agit d'un personnage. Il est un héros gaulois et il est prêt de beaucoup d'aventures. Qui est-ce? Il est Astérix. En ce qui concerne la troisième image, elle est une reine, elle est imposante, oui, elle est vieille, elle est la reine Elisabeth. On passe. On continue notre exercice d'observation avec d'autres personnes, personnages à deviner. Voilà, qui est-ce? Il est un roi, il est très imposant, il porte une perruque et il se laisse photographier. Voilà, qui est-ce? Je vous le dis, cine este, despre cine este vorba? Este vorba despre regele Ludovic al XIV-lea, ou en français, il est lui le 14e, ou le roi soleil, il est nommé aussi le roi soleil, este denumit de asemenea regele soare. Et la dernière image, qui est dans la dernière image? Il est un chanteur très connu, il rit, il a les cheveux longs et bruns. Qui est-ce? Il est Michael Jackson. Voilà, parce qu'on parle de la description d'une personne, il faut parler des types de description. Și pentru că vorbim despre descriere,
care este necesar să indicăm tipurile de descriere. La première description physique, donc il s'agit de l'apparence d'une personne. Este vorba despre descrierea fizică, modul în care apare o persoană din punct de vedere fizic. La deuxième, c'est la description morale ou le caractère. Voilà, la description physique consiste à parler sur. În ceea ce privește descrierea fizică, vorbim despre la tête, voilà, la tête, capul, les cheveux, les yeux, la taille, le visage en général, voilà, les traits particuliers, par exemple, une moustache, oui, une barbe, voilà, le corps en général, corpul, les vêtements, hainele, et aussi l'expression, expresia, mina, figura persoanei, personajului în cauză. Puis, il faut parler sur la description ou l'aspect physique en détail, bien sûr. Este vorba despre, a discuta despre aspectul fizic, descrierea în termenii adjectivelor calificative. Il faut employer des adjectifs calificatifs, voilà. Donc, avec les adjectifs calificatifs, on caractérise, on décrit les personnes. Les adjectifs sont de masculin et de féminin, bien sûr, pour décrire un homme, pour décrire une femme. Et le point B, très très important, les verbes appropriés. Verbele utilizate, verbele cele mai adecvate utilizate în această situație ar fi avoir, être, porter, s'appeler, avoir l'air. Et bien sûr, beaucoup d'autres, bineînțeles și altele. En ce qui concerne l'aspect physique, il faut parler de la taille. La taille. Il est commun, elle est commun. Cum este el, cum este ea? Par exemple, il est grand, el este înalt. Sau, bineînțeles, robuste, s'il faut parler de dimension. Il est petit, mais elle est petite. Il est gros, voilà, gros. Elle est grosse, bien sûr. Il est mince. Elle est mince ou maigre. Attention l'adjectif mince, attention à l'adjectif maigre, c'est un adjectif invariable. Există de asemenea și câteva adjective invariabile, cum este mince, cum este maigre. Ce înseamnă de fapt invariabil? Înseamnă că adjectivul nostru are aceeași formă, atât la masculin cât și la feminin. Voilà, et puis on peut continuer en ce qui concerne les cheveux, părul, en ce qui concerne le visage, il est commun, comment est son visage, cum este fața sa. Elle a un visage allongé. Il a un visage allongé. El ia are o față rotundă, alungită, pătrată. Des taches de rousseur, des taches de rousseur, voilà, c'est-à-dire a avea pistrui. Il a une barbe, il a une moustache. El are o barbă, o mustață. Dacă trebuie să indicăm câteva trăsături particulare. Voilà. Les yeux, ochii, les yeux sont verts, il a les yeux verts, il a les yeux bleus, elle a les yeux marron, elle a les yeux en noisette ou les yeux noirs. Voilà. On peut parler aussi de l'âge du personnage ou de la personne. Il est jeune, elle est jeune, el este tânăr, ea este tânără. Il est âgé, elle est âgée, el este în vârstă, ea este în vârstă. Sau il est vieux, elle est vieille. El este bătrân, este în vârstă, ea este în vârstă, bătrână. Voilà. Puis, quand il faut parler du caractère, on peut utiliser bien sûr des adjectifs qualificatifs comme sympathique, antipathique, gentil, impulsif, généreux ou timide. Voilà. Il est commun, cum este el? Elle est commun. Et on réalise, on redige deux courte proposition. Il est grand, il est robuste, il est joli, ou elle est petite, elle est mince, elle a les cheveux blonds, et ainsi de suite. On continue.
S'il faut donner, s'il faut faire une description en détail, on peut parler, par exemple, de nos cheveux. Dacă ar trebui să facem o descriere în detail, putem să ne oprim asupra unei singure trăsături și anume părul. Par exemplu, s'il faut parler de la longueur, dacă ar trebui să vorbim despre lungimea acesteia, on utilise de... des adjectifs comme dans les exemples donnés. Les cheveux courts, voilà, părul scurt, les cheveux mi-long, părul semi-long și părul lung, les cheveux longs. On peut aussi donner des adjectifs de la couleur des cheveux, les cheveux bruns, les cheveux roux, hein? Părul maro, părul negru, părul roșu, părul blond și așa mai departe. Mais on a aussi des adjectifs comme red, les cheveux red, părul cu firul drept, les cheveux ondulés, părul ondulat, les cheveux bouclés, cu bucle și chiar creț, foarte creț, les cheveux frisés. Mais qu'est-ce que vous pouvez observer là? Ce putem să observăm aici? Les cheveux. Substantivul părul în limba franceză are doar formă de plural. De aceea este indicată, se face, bineînțeles, acordul între substantiv și adjectiv. Vous voyez là, les cheveux, cheveux, un substantiv qui finisse en, qui finit en EUX, substantiv care se termină în EUX, et qui fait l'accord avec l'adjectif court, S final, mi-long, S final, long. Voilà. On continue. En ce qui concerne la deuxième partie, la description morale. La description morale consiste à parler du caractère du quelqu'un, c'est-à-dire de notre personnage ou de la personne indiquée. Donc il faut parler de ses qualités, il faut parler aussi de ses défauts. J'ai donné ici quelques exemples. Am dat câteva exemple în ceea ce privește descrierea morală, utilizând adjective referitoare la calități și defecte. Câteva exemple simple. Quelques exemples très très simples. Il est bon, elle est bonne. Voilà, vous observez l'adjectif. L'adjectif masculin, l'adjectif féminin. Il est sérieux, el este un om serios. Elle est sérieuse, ea este o femeie, o doamnă, o domnișoară, o persoană serioasă. Il est paresseux, par exemple, s'il faut parler d'un défaut, dacă ar trebui să vorbesc despre un defect, el este leneș. Elle est paresseuse, ea este leneșă. Vous observez aussi la variante pour l'adjectif masculin et pour l'adjectif féminin qui est transformé. Voilà, il est ordonné, elle est ordonnée. El este ordonat, ea este ordonată. Qu'est-ce qu'on observe en ce qui concerne la prononciation? Ce observăm când, când punem accentul pe pronunție? Il est ordonné. Voilà, vous observez là un T final pour le verbe qui est prononcé. Observăm un T final la verb care este pronunțat. De ce? Pentru că trebuie să facem legătura cu adjectivul calificat. Pardon, l'adjectif calificativ cu adjectivul calificativ care începe cu... vocala O. Elle est ordonnée, același lucru, ea este ordonată, atenție la legătură. Il est poli, elle est poli, il est têtu, elle est têtu. Bineînțeles, el este politicos, ea este politicoasă, dar și un exemplu cu un alt defect, sau poate fi și o calitate în anumite situații, il est têtu, el este încăpățânat, ea este încăpățânată. Voilà, un pas. Alors, je vous ai préparé un petit truc, v-am pregătit un mic secret pentru a face o descriere morală mai altfel, diferită, dar destul de interesantă. Voilà, pentru fixarea acestor cunoștințe indicate, am pregătit un exercițiu. L'exercice est fait de... il commence, l'exercice commence de cette carte-ci. Exercițiul începe de la această hartă.
fait une carte mentale simple comme dans cet exemple. Réalisez une carte mentale simple comme un exemple de mai jos. Par exemple, pour te mieux connaître, pour te décrire. Ca să reușești să te cunoști mai bine și, bineînțeles, să poți face redactarea, să te poți descrie. Dar ce este harta mentală? Alors, qu'est-ce que c'est une carte mentale? O hartă mentală pornește de la un concept. S'il faut faire, dacă ar trebui să facem descrierea noastră, trebuie să pornim de la cuvântul principal, moi, eu. Voilà. Qu'est-ce que je sais sur moi? Ce știu despre mine? Mes défauts, je peux énumérer 1, 2, 3 défauts, mes qualités, câteva calități, quelles sont mes priorités dans la vie, et je mets quelques mots-clés, care sunt prioritățile mele din viață, și putem să indicăm câteva cuvinte cheie, mes références musicales, mes films, mes plats préférés, mes lieux préférés. Voilà, vous pouvez faire aussi une carte mentale très très simple, comme dans cet exemple. Pentru partea a doua, l'exercice, le point B, utilise une fiche de vocabulaire en insistant sur les qualités et les défauts d'un personnage de votre film favori ou de votre livre favori. Folosește o fișă de vocabular indicată, bineînțeles, insistând pe calități și defecte ale personajului preferat din cartea sau din filmul vostru, dintre preferințe. Voir la fiche vocabulaire indiquée et je vous donne la fiche vocabulaire. Voilà. Il s'agit d'une fiche assez complexe, este vorba despre o fișă destul de complexă, elle concerne. Și aceasta este compusă din aspecte privind fața, le visage, puis le corpul, cu, bineînțeles, cu elementele componente, le ventre, les doigts, les genoux, voilà, le ventre, les doigts, les genoux, les jambes, puis les vêtements, hainele, care reprezintă un element din descrierea, din caracterizarea noastră, avec quelques mots sur la mode, la tenue, la forme, les accessoires, accesoriile, et bien sûr quelques verbes adecuați. Și, bineînțeles, utilizarea unor verbe potrivite. Être vêtu, a fi îmbrăcat cu, porter, être accoutré, voilà. Puis, les expressions, il faut aussi parler de l'expression. Il est sympathique, elle est sympathique, il est aimable, elle est aimable, et ainsi de suite. Je vous laisse quelques ressources, bien sûr, vă las și câteva resurse pentru a putea fixa mult mai bine în spațiul digital aceste noțiuni. Voilà, pour écouter une jolie chanson en ce qui concerne d'écrire les personnes, vous avez là une ressource de YouTube et aussi pour jouer le jeu qui est-ce, c'est la même chose, un jeu très très sympathique et puis quelques exercices qui peuvent être faits en interactivité. Donc ce sont seulement quelques suggestions pour bien fixer ces notions. Je vous ai dit des exercices en interactivité. Je vous donne quelques exemples. Vă dau câteva exemple. Puteți să faceți aceste tipuri de jocuri, de tip puzzle, de tip jeu de mémoire, ou d'association, de complétion, de completare, de asociere, de tip puzzle sau chiar de memorie. Și exemplul meu constă în a vă indica această captură de ecran de pe site-ul learningapps.com. Org, voilà, il s'agit de notre sujet, d'écrire une personne. Am indicat în secțiunea chercher, rechercher,
en français, sœur, tu es en anglais, décrire une personne, décrire une personne avec l'utilisation de l'adjectif qualificatif. La seule chose que vous devez faire est de taper la, d'appuyer OK, d'accord. Donc, connecter la bonne réponse avec la bonne image. Ça, c'est la consigne. Task en anglais, la consigne en français. Consigne, cerința exercițiului, conectează sau corelează răspunsul corect cu imaginea potrivită. Și apăsăm OK și ne apare acest joc foarte, foarte interesant, bineînțeles, cu punctaj, cu aprecieri, ceea ce este foarte frumos și interesant în același timp. Pentru cei dintre voi care doresc să aprofundeze, tot pe Learning Apps, quelques exercices comme la complétion, exercice de complétaire, un autre exercice association, voilà, c'est la même chose, on tape OK, on résout l'exercice. Este același lucru, descrierea fizică și avem un exercițiu despre Asterix, Obelix și Panoramix. Iar în cea de-a doua imagine, în cea de-a doua variantă, cerința este asociază fiecare frază unui personaj care ar putea să pronunțe acea frază. Și o să vedeți că este foarte, foarte interesant și exersăm și pronunția. Je vous ai donné aussi la cytographie que j'ai employée pour aujourd'hui et ce sont quelques ressources que vous pouvez aussi utiliser. Ceea ce am utilizat astăzi, cytographia folosită, reprezintă de asemenea resurse importante pentru voi cei care doriți să fixați aceste cunoștințe. Spre final, către final, v-am indicat un citat. Je vous ai indiqué une citation. L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde. C'est Nelson Mandela qui a dit cette chose-là. Educația este arma voastră cea mai puternică pentru a reuși să schimbați lumea. Ceea ce vă și doresc, donc, faites-le. Ceea ce vă și doresc și din suflet aș vrea să știu că toate lucrurile astea bune pe care le facem împreună vor duce către o lume mai bună. Donc ça c'est mon mot de fin, c'est ma parole de fin, acesta este cuvântul meu de final. Et je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite bonne journée. La votre prof de français, Marta Cristiana Negrea. Care ca unitate de măsură în sistemul internațional.
de foc în acest Jesus. Tensiunea electrică pentru o baterie pentru autoturisme, acum la voi, este de 12 volți. Voltul este mutată de măsură din sistem internațional, pentru că mai fizică indică tensiunea electrică. Așa cum s-a observat, fiecare lucru din fizică identificată se reprezintă pentru un număr și o unitate de măsură. Thank you.
Asta vom alege o unitate de măsură. Pe care, la 1 cm, se corespunde la 300 de m. Pentru că modulul de refracție sunt 2500 de m. Direcția orizontală și pe direcția oblică. Rezonanța orizontală a 1 pe 300 de grade. Pe intersecția triunghiului reprezintă originea vectorului pe care vrem să le reprezentăm. Măsurăm 3,5 unități, adică 3,5 cm. Continuă să răspunde cu unică, dar reprezentat vectorul forță 2, coadă punctul A, restricția punctul sub 1 de 30 grade față de orizontale, sensul în sus, sub modul de 3 de 5 minute. Consolidare și fixare a cunoștinței. Observați următoarele probleme pe care le aveți pe tema. Problema 1. Se dau modelele fizice. Masă, greutate, volum, lungime, viteză, presiune, durată, forță, temperatură, aerie, creația, densitate. Care dintre acestea sunt instalare și care sunt tehnice? Notați-vă în funcția de formă din imagine. Thank you.
Virusului.